Strada Vasile Lupu din Chișinău va fi reparată pe tronsonul dintre străzile Eugen Coca și Visarion Belinski. Potrivit responsabililor de la Direcția Transport, carosabilul va fi lărgit cu 1,5 metri, iar trotuarele vor fi reabilitate. Scopul acestor lucrări este de a crea condiții mai bune pentru traficul rutier. Urmează să intervenim și aceste intervenții vor fi demarate imediat cum vom avea o claritate ce ținut de condițiile climatice cu perioadă cel puțin de o săptămână, două, pentru a putea începe lucrările de pregătire și în special mă refer la demontarea bordurilor și pregătirea lucrărilor în ceea ce ține de beton. Pe timpul lucrărilor, traficul va fi suspendat și redirecționat. În prezent, autoritățile sunt la etapa solicitării autorizației pentru lărgirea benzilor. Pentru aceste reparații, în bugetul municipal sunt prevăzuți 10 milioane de lei.